Boris Marcoci și-a înaintat oficial candidatura pentru funcția de primar de Bălți. Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate este primul care s-a înregistrat la Consiliul Electoral al circumscripției municipale. Dacă va ajunge în fotoliul de primar, Boris Marcoci promite locuitorilor din Bălți o infrastructură dezvoltată, o fabrică de prelucrare a deșeurilor și o atragere a investițiilor străine în oraș. Mulțumim mult pentru susținere, mulțumim mult pentru curajul care mi-l dați dumneavoastră și bunul Dumnezeu să ne păzească și să ne ocrotească pe toți. Mulțumesc primul de Doamne Brânjeasă! Doamne Ludmila, sănătate! Boris Marcoci spune că decizia de a candida la funcția de primar vine din dorința de a crea condiții mai bune de trai pentru locuitorii orașului. Ne-am dorit ca viața orășenilor să fie mai bună, mai liniștită și mai frumoasă pe viitor. Reparația drumurilor, un apeduct care să-l avem noi în municipiul Bălți, care nu este până în ziua de astăzi 100%, un sistem de canalizare care 40% nu l-au orășenii și, desigur, că am dori o investiție pentru o fabrică de prelucrare deșeurilor. Colegii lui Boris Marcoci cred că politicianul are toate competențele pentru a conduce cu orașul. Considerăm că este potrivit pentru această funcție, posedă competențele necesare pentru a gestiona bine treburile în municipiul Bălți, totodată cunoaște toată amploarea problemelor care se confruntă municipiul nostru și considerăm că se va isprăvi din minune cu această funcție. Noi sperăm că această campanie va fi una cu adevărat democratică și cetățenii municipiului vor avea posibilitatea să aleagă liber, să-și exprime opinia într-o atmosferă de competiție autentică. Amintim că alegerile locale noi pentru funcția de primar al municipiului Bălți vor avea loc la 21 noiembrie curent.